Falimentul petrolului a rămas în pronunțare la ședința de astăzi desfășurată la Tribunalul Prahova. Completul de judecată va da sentința în privința cererii de faliment a SCFC Petrolul săptămâna viitoare pe 22 iunie. Astăzi este primul termen la care nu s-a mai pronunțat amânarea, așa cum s-a întâmplat la ultimele înfățișări în acest caz. Fanii sunt preocupați de viitorul petrolului, având în vedere situația în care se află clubul. De aceea, o parte a suporterilor, împreună cu Vivi Răchită și noul primar al Ploieștiului, Adrian Dobre, au purtat discuții privind găsirea unei soluții salvatoare. Ar fi două variante de lucru pentru ca petrolul să trăiască: societatea actuală să fie salvată, iar primarul Dobre să convingă oamenii de afaceri din oraș să se implice la petrolul pentru a redresa corabia. A doua opțiune, în cazul declanșării falimentului, este formarea unei noi societăți curate care să pornească din Liga a treia cu ajutorul unui alt sprijin financiar. Petrolul se zbate între viață și moarte chiar în anul în care sărbătorește 50 de ani de la câștigarea ultimului titlu de campioană. Formația galben-albastră cucerea titlul în 1966, după o luptă cu Rapidul, eternul rival. Coincidență tristă, în 2016 clubul giuleștean este în faliment cu posibilitatea de apel, în timp ce petrolul se află pe marginea prăpastiei.